preotul la salonul de înfrumusețare. După apartamente, mașini și stadioane, a venit rândul saloanelor în care doamnele merg să-și aranjeze coafiura sau pentru manicură să aibă parte de o slujbă de sfințire. Jurnaliștii de la Cancan scriu că patronul unui astfel de salon din capital a decis să-și inaugureze afacerea numai după ce locația a fost bine tămâiată și după ce s-au rostit rugăciuni pentru o clientelă cât mai bogată. Slujba de sfințire a fost oficiată de nimeni altul decât tatăl cunoscutei cântărețe Elena Gheorghe.